Salut, eu sunt Vlad și foarte rar o să mă vezi testând laptopuri de gaming, dar am făcut o excepție pentru unul dintre cele mai interesante laptopuri de gaming apărute anul acesta, Asus ROG SGX701, un monstru blând. Asus este unul dintre acei producători care încearcă să ne convingă de faptul că laptopurile nu sunt doar pentru ultraportabilitate sau pentru productivitate, ci și pentru gaming. Dar pentru a îmbina cât mai bine toate aceste lumi, laptopurile de gaming devin mai subțiri, mai ușoare, un pic mai portabile. Avem în față Asus Zephyrus SGX701, adică cel mai subțire laptop de gaming din momentul acesta de pe piață. Un laptop care poți face și gaming, și productivitate, și editare video. Dar să trecem în revistă ceea ce se vede, și se vede interesant, designul. Laptopul are un ecran de 17,3 inci, foarte generos, și are un șasiu cu o grosime de 18,7 mm. Nu vorbim aici de laptopuri subțiri în general, ci de laptopuri de gaming, care sunt niște monștri de netransportat. Raportul dintre șasiu și ecran este de 81%. În părțile laterale și în cea superioară avem margini subțiri de 6,9 mm. Rama inferioară e groasă. Ceea ce devine interesant e zona pe tastatură și trackpad. Tastatura e amplasată inferior fără să lasă loc de suport pentru încheieturile mâinii. Avem o tastatură realizată dintr-un material care imită pe alocuri cauciucuri, dar care se simte foarte bine, iar fonturile literelor sunt foarte interesante și potrivite pentru a transmite o notă futuristă. În partea superioară avem cele două ventilatoare imense care ocupă mai mult spațiu decât tastatura în sine. Trackpad-ul a fost poziționat în partea din dreapta și vom vorbi mai târziu despre capacitățile sale. El poate fi transformat într-o tastatură numerică virtuală sau poate fi dezactivat la nevoie. Tastatura este retroiluminată și putem modifica acest lucru, dar vom vorbi separat. Un amănunt interesant și pe care l-am iubit la acest laptop este rotița de volum poziționată deasupra tastaturii în partea din stânga. Nu are o motivație practică esențială, dar tocmai din acest motiv mi se pare că e o adiție de design și funcționalitate excelentă. Senzația folosirii sale e una foarte satisfăcătoare. În partea din dreapta avem butonul de oprire. Laptopul are și o barama specială care îl face să ridice tastatura într-un unghi discret pentru un confort superior atunci când tastezi sau te joci. Așadar, designul este unul destul de slim pentru gamer, dar laptopul este unul special dacă îl compar cu celelalte de pe piață și destul de ciudățel. Dar să vorbim despre ceea ce contează cu adevărat la un laptop de gaming, adică capacitățile tehnice. Procesorul de pe laptop este un Intel Core i7-8750H, iar placa grafică este una Nvidia GeForce RTX 2080 cu 8 GB RAM. Memoria RAM a laptopului testat a fost de 24 de GB, iar capacitatea de stocare este de 1 TB pe SSD. Cu ajutorul tehnologiei Intel Turbo Boost, procesorul funcționează în mod normal la 2,2 GHz, dar poate ajunge și la 3,9 GHz. Pentru optimizarea performanței, Asus vine cu software-ul deja tradițional Armoury Crate, care are mai multe moduri, de la Silent, Balanced sau Turbo. De asemenea, există deja profile prestabilite pentru anumite jocuri. Poți să schimbi și între modul G-Sync și cel Optimus, făcute pentru gaming și pentru economisirea bateriei. Ecranul e unul de 17,3 inch Full HD cu o rată de refresh de 144 Hz cu Nvidia G-Sync și Pantone Validated. De asemenea, e 100% sRGB și are un timp de răspuns de 3 milisecunde. Cum se simte asta în folosirea în jocuri? Culorile sunt mai pline și mai saturate, mai apropiate de cele din realitate. Fiind un fan al jocurilor de tip racing, am instalat Project Cars și mi-a plăcut foarte mult aranjarea culorilor. Pe total, la nivelul experienței de folosire, laptopul nu a avut nicio problemă în editare foto și video, iar în jocuri nu mi-a făcut nicio problemă. Ceea ce este frapant însă e zgomotul ventilatoarelor. În momentul când jocul pornește, diavolul se trezește la viață din acest laptop și ai de-a face cu dragonii din Game of Thrones. E zgomotos, dar nu se încălzește exagerat de mult, ceea ce înseamnă că ventilatoarele își fac treaba foarte bine. În testele de performanță, Asus Zephyrus e mereu un top 3 laptopuri de gaming, dar are avantajul de a fi mai compact decât majoritatea celorlalte. Veți găsi în alte locuri testele sintetice care vorbesc despre performanțe, eu voi spune ceea ce am testat în folosirea de zi cu zi, în jocuri și în editare video. E un device performant și care duce jocurile fără nicio problemă. Cred că performanța e cea mai mică problemă a acestui laptop și voi vorbi mai încolo despre cele câteva lipsuri mari. Autonomia nu e atât de importantă la un laptop de gaming, dar dacă îl folosești ca laptop pe birou, pentru browsing de exemplu, te poate ajunge la 3 ore, ceea ce e deja destul de bine.
Nu vei vedea nicio cafenea cu el, dar pentru situații extreme, bateria e una bună și autonomia rezonabilă. La nivel audio, avem două boxe în părțile laterale ale tastaturii și trackpad-ului, care pot duce un nivel al sonorului foarte înalt, care nu păstrează însă fidelitatea foarte bună a sunetului. Nu e o dezamăgire, ci mai mult o constatare. Poți să dai rejeră petrecere cu boxele din Zephyrus. Avem așadar de-a face cu un laptop extraordinar de bun pentru gaming și pentru editare video, dar am pomenit de câteva lipsuri. Și ele sunt în zona de practicalitate, niște lipsuri care m-au surprins și care la un laptop atât de performant și veți vedea mai târziu atât de scump, sunt destul de surprinzătoare. Așa că să vorbim despre tastatură, trackpad și porturi. Cum spuneam, tastatura e una foarte solidă, cu taste mari și fonturi foarte bune. Materialul din care e construită o face rezistentă. Poziționarea ei nu mi se pare tocmai cea mai confortabilă, iar timpul de acomodare e mai mare decât la alte laptopuri. De obicei pot să scriu fără probleme după o oră de folosire pe un laptop nou, dar la Asus Zephyrus m-am obișnuit abia după prima zi. În spatele tastaturii ai retroiluminarea care poate fi modificată prin software Armoury Crate, unde ai 10 moduri prestabilite de lumină prin Aura Effects. Acestea variază de la ploaie, la curcubeu sau cometă. Practic, ai un discobor sub tastatura aceasta dacă vrei să întorci priviri. La fel de bine poți să-ți modifici singur configurația retroiluminării pentru mișcări sau culori preferate. Trackpad-ul este și nu prea. Adică da, avem un trackpad folosibil, dar poziționarea sa e îndoielnică. Poți să înțeleg acest lucru. E un laptop de gaming, deci nu vei avea nevoie efectivă de el. În folosirea de zi cu zi, recomandarea mea e să dezactivezi trackpad-ul, pentru că altfel îl vei atinge accidental și va duce la comenzi neașteptate. De asemenea, o metodă e să-l dezactivezi și să-l lași cu tastatura numerică virtuală pornită, o adiție de la laptopuri mai de business făcute de Asus. Pe total, nu ai de ce să-l folosești, dar trebuie să ai grijă la început să-l setezi ca să nu te încurce mai mult. La nivelul porturilor, pot spune că am fost surprins. Înțeleg că e un laptop subțire de gaming și că internetul, cel puțin în anumite zone, e foarte bun și fără fir, dar uneori ai nevoie și de un cablu Ethernet în gaming. Pe partea din stânga avem o mufă HDMI, un USB 3.0, un USB-C și mufa de căști. În partea dreaptă ai încă două mufe USB 3.0 și una USB-C. Lipsesc două lucruri, un slot de card și o mufă Ethernet. Pentru ambele ai adaptoare, fără îndoială, dar acest laptop este pentru gaming sau pentru multimedia intens. Deci ai nevoie și de internet bun și de un slot unde să pui rapid un card de memorie. Aceste două elemente lipsesc cu desăvârșire. Am trecut în revistă toate elementele acestui laptop, iar dacă vrei să afli mai multe despre cum se comportă laptopul în testele sintetice, în articolul de pe startup.ro care însoțește acest video, voi pune mai multe link-uri către site-uri care se ocupă mai bine decât noi de acest lucru. Dar să vorbim înainte de punctele pro sau contra de prețul acestui laptop. Este cel mai scump din clasa sa. În România, în momentul de față, îl găsești undeva pe la 18.000 de lei, ceea ce înseamnă 3.800 de euro. Am văzut în străinătate și la 3.300 de euro în funcție de configurație. E un laptop foarte scump, iar dacă îl vei vinde vreodată, sigur vei primi oferte de tipul schimb cu un Dacia Logan. Așa că, înainte de concluzii, voi spune că acest laptop trebuie cumpărat de cei care cred că vor putea să-și scoată investiția înapoi. Ori faci bani din editare video, ori faci bani din gaming. Dar să nu mai amânăm și să vedem punctele pro sau contra. Pro. Performanțe tehnice fabuloase, ecran excelent și redarea culorilor de clasă mondială, design reușit și carcasă rezistentă, tastatură confortabilă după ce te acomodezi cu ea, boxe puternice. Contra. Nu are mufă Ethernet, nu are slot de card, trackpad-ul e poziționat ciudat și în general nu trebuie să-l folosești, prețul e desperiat dacă nu intenționezi să faci bani cu el. Ce mai poți spune la final după ce ai testat un laptop de 3.800 de dolari? În primul rând, mă bucur că am terminat testul și că putem returna acest laptop în ordine fără să-l plătim. În al doilea rând, e interesantă piața aceasta a gamingului pe device-uri portabile. Pentru că poate nu va fi un succes de piață acest Asus ROG Zephyrus SGX701, dar deschide calea către niște implementări foarte interesante în lumea aceasta. Eu am fost Vlad, acesta a fost review-ul startup.ro pentru Asus ROG Zephyrus SGX701. Până data viitoare, like, share și subscribe. O zi bună!